La începutul lunii decembrie, mai mulți tineri din liceele din Râmnicu Sărat au demarat campania umanitară Râmnicenii Dăruiesc. Aceștia au fost în trei puncte de colectare, unde cetățenii au donat hăinuțe, rechizite și jucării pentru copii care provin din familii cu o situație materială dificilă. Ei au strâns zeci de pachete de la Râmnicenii cu suflet mare, care au demonstrat și de această dată că le pasă de cei cu care viața nu a fost prea darnică. În ultimele zile ale anului 2020, 2017, tinerii care au inițiat campania au mers la zeci de familii nevoiașe și le-au dăruit copiilor peste 200 de pachete cu hăinuțe rechizite și jucării. Copiii s-au bucurat de darurile primite, iar dragostea cu care râmnicenii au dăruit a adus zâmbete pe buzele acestora. Inițiatorii campaniei Râmnicenii Dăruiesc le mulțumesc tuturor celor care li s-au alăturat pentru implicare și dăruire.